Ei, ce părere aveți de ce ați văzut până acum? Eu, sincer, cred că toate aceste îndoieli și toate tâmpenile astea pe care Valentin le are în cap vin cumva de la mama lui, pentru că dânsa fiind tot timpul cu inima strânsă și tot timpul având dubii asupra lor, asupra relației, tot timpul cu un gând negativ către Gabriela. Chiar dacă nu verbalizează, se vede prin starea ei emană, îi transmite, că e mamă și îi transmite copilului toate stările ei și toate neputințele și toate frustrările și tot ce gândește. Ați văzut ce este în mintea dânsei faptul că a șters pe jos cu ei, cu amândoi, că a doborut-o pe ea, că de el nu știu ce a făcut. Eu aș vrea ca doamna Flori și Valentin să înțeleagă că toate acele uri au fost făcute. Pentru că Valentin a dat amploarea acestui scandal și el a făcut lucrurile să pară în așa fel încât oamenii să-i ducă cu gândul la acele meme și acele ripostaze. Doar el a creat situația pentru că fata aia până la urmă ce a făcut? Era prietenul lui și a făcut un gest ok, nepotrivit, dar situația nu s-ar fi ajuns. În în fine, vreau atât să vă spun, cei care susțineți să nu trageți concluziile în momentul ăsta, pentru că nu are niciun rost să vă luați după emisiunea de astăzi. Amândoi sunt foarte nervoși, sunt iritați. Valentina am văzut că îi soarbe vorbele Gabrielei ca să-și ia și el o decizie. Gabriela este foarte nervoasă, am auzit-o și ieri când spunea ce fericit este Valentina acum că știe că ne-am despărțit. Când era în bucătărie cu Deni, a intrat în bucătărie și a spus ce, ce fericit este Valentina acum că știe că ne-am despărțit. Deci este clar că ea este foarte nervoasă și vor spune multe. Cred că de mâine, poimine încolo, veți putea lua o decizie corectă și o decizie și cu ei împreună, gen, veți vedea ce. Ce este de fapt cu adevărat, pentru că astea sunt doar prostii, spuse la nervi, din orgoliu și așa mai departe. Dar, indiferent de decizie, din punctul meu de vedere, Gabriel ar trebui să se gândească mult de tot și să cântărească foarte mult situația, pentru că este foarte complicată situația ei.